venit într-adevăr sărbătorile, mai ales pentru noi cei de la Danubius. Organizăm cea de-a doua ediție a evenimentului Dăruiește și Primește. Prima ediție a fost anul trecut. Vrem ca evenimentul acesta să devină unul de tradiție pentru orașul nostru. Despre ce este vorba, o să mă întrebați. Ei bine, cu toți avem posibilitatea să dăruim și să primim. Este un eveniment al studenților danubieni pentru comunitatea gălățeană. Ce se întâmplă propriu-zis? Ei bine, studenții noștri ies afară în fața hotelului Dunărea și le oferă diverse daruri gălățenilor. Globuri pe care aceștia scriu urări de sărbători, pe care apoi le pot lua acasă și le pun în brad. Le oferim felicitări. Apoi invităm în incinta restaurantului Dunărea aici, unde le oferim turtă dulce și multe alte dulciuri primite prin amabilitatea colegiului Elena Doamna. De asemenea, avem cărți care au fost donate de angajații și studenții Danubius și le oferim în dar trecătorilor. Iar de la ora 1 avem în plan și o cabină foto, unde toată lumea va veni și va face fotografii în spiritul evenimentului. Studenți sunt implicați în toată această acțiune, plină de surprize. Într-adevăr, sunt cel puțin 30 de studenți de la programele de zi și distanță de la Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale. Suntem la a doua ediție din Dăruiește și Primește. Încercăm să facem o tradiție în luna decembrie. Și o pancardă cu Dăruiește și Primește. Da, unde toată lumea o să poată găsească pozele care le facem pe hashtag Dăruiește și Primește. Vrem să ajutăm copiii care n-au posibilități atât de bune. Asta am primit cadou din partea noastră, din partea Universității Danubius. Și o felicitare, sărbători fericite, tot din partea Universității. Și aici este globuleț pe care vă dorim și vă încurajăm să scrieți un gând frumos pentru următorul trecător. Noi susținem o campanie, un eveniment care se numește Dăruiește și Primește. E o campanie cu strângere de fonduri și nu contează, nu neapărat financiar, și produse, și jucării, și rechizite, și orice anume ați putea să donați. În interiorul restaurantului avem acolo un ceai cald și o turtă dulce. Puteți să vă alegeți și o carte pentru copil la alegere. Nu vă costă nimic, sunt gratis. Vrem doar să încurajăm să facem fapte bune, să susținem campania noastră. Mulțumim frumos! Cu multă plăcere! Deja suntem la a doua ediție cu Dăruiește și Primește. Suntem deja obișnuiți cu felul nostru de a aduce un zâmbet pe chipul oamenilor. Scopul nostru este să abordăm și să schimbăm puțin perspectiva tristă, din păcate, a orașului, să aducem un gând bun, un zâmbet și să le oferim oamenilor un cadou.